Interesante, mai sunt și câteva aplicații care vin cu AMP, și anume convertorul audio, o aplicație cu ajutorul căruia puteți converti melodiile dintr-un format în altul sau puteți salva fișiere, puteți salva CD-urile audio sub formă de fișiere pe hard disk, înregistratorul de sunet. Un fel de sound recorder, dar în limba română, uneori să aprecieze acest lucru. Editor de taguri, dacă doriți să redenumiți fișierele în masă. Mediatecă, un playlist manager avansat. Dacă ați văzut, seamănă foarte mult cu playerele din Linux. În opțiuni nu o să aveți prea multe lucruri de configurat, deoarece setările implicite sunt în regulă. S-ar putea să vă intereseze la sistem aici cum să activați sau să dezactivați splash screen-ul, adică acel ecran de prezentare de la pornire. Debifați această opțiune, aplică. Eu o să-l las. Apoi, Sys-Taller, adică de aici configurați această iconiță și ce anume face fiecare tip de click asupra ei. La asocieri, selectați tipurile de fișiere care doriți să fie asociate cu AMP. Eu l-am selectat toate. De asemenea, de aici, din acest drop-down menu, puteți selecta cum să fie afișate iconițele. Mie îmi plac mai mult acestea deschise la culoare. Interesant este că fiecare tip de fișier are extensia în iconiță, deci sunt foarte ușor de recunoscut. La interfață, poate la costume s-ar putea să fiți interesați cum să schimbați culoarea playerului, culoarea butoanelor și a comenzilor. Limba o puteți schimba de aici, de jos. Ultima opțiune din meniu, dacă ați nimerit, să zicem, din greșeală cu altă limbă, din interfața principală apăsați această cheiță, ultima opțiune de jos și după steag ghidați, aplică, să-l fac iarăși cum era la început. Așa, o altă funcție interesantă este în momentul în care este observabilă în momentul în care minimizăm fereastra AMP. Vedeți această versiune redusă a interfeței, de unde avem acces la toate comenzile importante. Navigare în listă, afișarea timpului de redare, acces la volum, randomizare listă și alte câteva funcții interesante. În principiu, cam asta am avut de spus. Dacă descoperiți funcții noi sau considerați că am omis ceva, vă rog lăsați-mi un comentariu. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim mâine.